Dacă încep dume de asta de la țară, nu înseamnă că nu am zis ceva adevărat în comentariu. Uită-te la youtuberi Andu Preda, Marius Mitrache, Alex Stoian, etc. Ei crezi că la 1000 de abonați, gata, au zis, fac plan de nutriție, hai să fac bani, nu e așa ușor, bătrâne, doar te faci de râs. Și am răspuns în felul următor. Salut, sunt Ot de la Miere TVO și astăzi vom răspunde comentariilor de hate. Fraților, ieri cineva m-a criticat foarte aspru, într-un comentariu foarte amplu, până acum n-a mai făcut nimeni acest lucru și am idee cine este persoana din spatele acestui comentariu, pentru că dacă m-au urmărit și pe Instagram sau pe Facebook, ați văzut că am pus la story-uri conversația cu un băiat de aici din Vâlcea, care are probleme psihice, pe care l-am ajutat un an să slăbească și l-am încurajat și am încercat să-i rezolv toate problemele. Omul este bolnav psihic, vă spun, și își face o grămadă de conturi să-mi vadă story-urile. Mereu îl blochez când văd conturi noi, îi dau bloc. Dar sunt sigur că acest clip îl va vedea și de aceea vreau să citesc acest mesaj, să răspund la mesajele de hate. Pentru că este singurul mesaj de hate de până acum. Ok, contul se numește XXX Rest in Peace, RIP. Și spune cam așa. M-ai pierdut ca abonat după ce am auzit. Tariful meu este de 500 de lei pe lună. Bun, hai să o luăm sistematic și să răspundem la mesaj pentru că este lung și omul sare dintr-un subiect în altul. În primul rând spune că m-ai pierdut ca abonat, dar eu în ziua aceea n-am pierdut niciun abonat. Adică ieri. M-am uitat de dimineață, m-am uitat la prânz sau după masă când mi-a scris el mesajul, m-am uitat după aia toată seara, ba mai mult astăzi am și crescut cu câțiva abonați. Acest mesaj este de la ultimul meu clip, am slăbit 38 de kg toate mesele, dieta Piccolo, săptămâna 17. Și da, am spus că tariful meu este de 500 de lei pe lună. De ce? Pentru că eu nu îmi câștig existența din lucrurile acestea. Faptul că am trăit o experiență cu un om bolnav psihic pe care am încercat să-l ajut și care nu mi-am dat seama că este în halul ăsta, un om căruia îi spui ce să mănânce și apoi după o săptămână, după ce slăbește 3-4 kg, 5 kg, îmi spune că vrea să mănânce un meniu de KFC de 8 crispy strips. Știți ce am spus eu? Eu nu aș face asta în locul tău. Niciodată nu am vorbit urât acestui om și cu toate astea își face conturi și continuă să mă agaseze pe oriunde poate. A pus și story-uri, nu contează. Ideea e că eu nu câștig existența din lucrurile acestea. Și dacă vreau să antrenez pe cineva și să stau lângă el și să-l ajut zi și noapte, 24 din 24, să-mi pierd în 30 de zile, cât are o lună, să-mi pierd peste 30 de ore vorbind cu acest băiat și încercând să-l ajut să slăbească, sau cu orice alt client, viitor client de-al meu, frate, vreau să fiu sigur că fac cea mai bună treabă și că îi acord tot timpul din lume și toate resursele mele intelectuale și toate cunoștințele mele. De aceea nici nu vreau să am mai mult de, nu știu, 2-3 oameni pe care să-i antrenez pe lună. De ceva timp am început la sală să mă antrenez cu prietenii care mi-am făcut acolo. Într-adevăr, sunt copii, unii sunt mai mari, sunt adolescenți. Am încercat să-i motivez, să ne antrenăm împreună, să fac antrenamente cât mai tari și am văzut că lucrul acesta îmi place. De aceea, pentru antrenament în sală, tot 500 de lei este. Bine, asta l-am pus mai mult la mișto, că probabil că nu o să fie nimeni din Vâlcea, de unde sunt eu, să vină cu mine la sală sau, mă rog, să-l antrenez eu. Dar dacă va fi cineva dornic, eu îl iau de acasă cu mașina, îl duc la sală, are abonamentul inclus la sală timp de o lună de zile nelimitat în suma de 500 de lei și mă antrenez cu el 2 ore pe zi, 4 zile pe săptămână, 16 ședințe, 16 zile pe lună. O să-l învăț tehnici de antrenament, cum să tragă de el cât mai tare, o să-l motivez să tragă cât mai tare. Și ăsta este tariful meu, pentru că nu-mi doresc clienți, nu-mi doresc mai mult de 2-3 clienți eventual. Dacă voi avea clienți pe online coaching să-i antrenez, să-i învăț mai mult să mănânce, de fapt, că n-am cum să-i antrenez de la distanță, dar să le fac dietă personalizată și așa mai departe, deci să vorbesc cu ei o grămadă și să le explic cum să mănânce și ce să mănânce. La fel, mai mult de 2-3 clienți nu aș vrea să am, nu aș lua în viața mea, nu știu, acum să zic un număr maxim, că am zis în viața mea, poate 10 pe lună să zicem, dar mai mult de 10 în niciun caz, pentru că strici calitatea. Un om care are 100 de clienți, un antrenor de fitness care are 100 de clienți, frate, nu o să aibă timp să vorbească cu toată lumea, cu o jumătate de oră, o oră, două ore pe zi, o să vorbească 5 minute, o să zică ce să faci, bam, 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 și o să dea copy-paste, nu o să fie nimic personalizat. Eu vreau să fie totul personalizat, să vorbim, să aflu cât mai multe lucruri despre tine, ce îți place să mănânci, când îți place să mănânci și așa mai departe, pentru a te cunoaște și pentru a-ți da cea mai bună dietă. Plus de asta, afacerea mea cu miere, mai ales acum în perioada asta pandemiei, faptul că nu a mai fost niciun târg, niciun eveniment la care să mergem, mie mi-a scăzut vânzările cu 90%, poate chiar peste 90%.
Ceea ce vând eu pe site este foarte puțin în comparație cu cât făceam la evenimentele la care participam. Și pentru că tot am avut atât timp și am început să slăbesc, am zis hai să combin chestiile astea. Hai să-mi promovez și produsele apicole, hai să încep să mănânc și produse apicole, pentru că nu stăm chiar așa rost cu banii și plus de asta avem cantități foarte mari și știu că sunt foarte bune și știu că eu nu consumam înainte. Ce-ar fi să încerc o dietă apicole? Și ușor, ușor, în timp, într-un an jumate, în sfârșit mi-am căpătat scopul, mi-am găsit scopul, pot spune. Pot să fac ceea ce-mi place, să editez, să lucrez video, să editez foto. De un an jumate de când m-am apucat de YouTube, tot învăț, tot învăț. Încă nu sunt mulțumit 100% de mine, dar asta este. Oricum, eu zic că am evoluat foarte mult. Pot să slăbesc exact ce-mi doream, să fiu mai sănătos, pot să motivez și alți oameni. La rândul meu primesc motivare de la voi, de la oamenii care se uită la mine și îmi scriu în comentarii mesaje de încurajare. Și dacă tot nu am avut niciun eveniment la care să mă duc, am stat numai acasă timp de un an. Plus de asta, foarte mulți oameni mă sâcăie cu întrebări, cu chestii, cu tot felul de lucruri. Îmi pierd timp, frate. M-am gândit că trebuie să fac ceva, să fac și eu niște bani, nu? Și mi-am propus să pun un tarif foarte mare de 500 de lei la ambele pachete, pentru că vreau să mă ocup cum trebuie, vreau să nu am mulți clienți, vreau să-i selectez clienții, nu oricine poate să fie antrenat de mine, nu vii la mine și mi-arunci un teanc de 5 milioane, de 10 milioane în față și îmi vorbești de sus și vrei să te antrenezi. În niciun caz, îți iei direct mare bloc. Ok, haideți să continuăm mesajul. El are 1000 de abonați, deci mi-a scris mie cum ar veni, m-ai pierdut ca abonat și după aia, fără punct, fără virgulă, fără nimic, începe să vorbească cu alții din imaginația lui. V-am zis, e bolnav psihic. El are 1000 de abonați, încă nu și-a terminat slăbirea, e tot gras, virgulă, și după aia face antrenament cu copii de 14 ani. Întâi vorbește cu voi, după aia vorbește cu mine. Tu vrei să faci dietă personalizată și mănânci mâncare făcută de mama ta? În primul rând, fac antrenament cu copii, dar fac gratis, frate. Sunt prietenii mei din sală. Așa am început, asta am văzut că mă face fericit. Îmi place să motivez oamenii, să lucrăm împreună, mă motivez și eu la rândul meu. Băieții aceia din clipuri sunt prietenii mei, sunt oamenii care vin la sală, care își plătesc abonamentul și pur și simplu ne antrenăm împreună, fără să le iau niciun ban. Ne sfătuim, le dau sfaturi, adică ei sunt mai mici ca mine. Vorbim despre nutriție, despre antrenamente, îmi spun părerea, le explic, îmi spun și ei părerea, îi contrazic, le explic de ce nu e ok cum zic ei. Tu vrei să faci dietă personalizată și mănânci mâncare făcută de mama ta și râde. Wow, și dacă mănânc mâncare făcută de mama mea, care e problema? Ce, voi n-aveți mame, voi n-aveți soții, voi n-aveți prietene, voi nu știți să gătiți, n-aveți mâini, nu puteți să faceți o mâncare de fasole, o mâncare de fasole verde, o mâncare de cartofi, care e problema? Oricine poate, frate, să mănânce ce mănânc eu. Și dacă nu-ți place mâncarea gătită, nu e nicio problemă, avem și alte alternative. V-am arătat în clipurile mele că am și alte alternative. Alternative fast food, healthy fast food, la care și eu am apelat de foarte multe ori. Nu e nimic rău în asta. Mie pur și simplu îmi place mâncarea gătită. După aia îmi zice, sincer, ți s-a urcat la cap. Tu nici nu ai apucat să crești în abonați și te gândești să vrei să faci deja bani. Și râde. Ce aș putea să zic la comentariul ăsta? Dacă vreau să fac bani, v-am mai explicat, și să fiu șarlatan și să nu mă intereseze, puneam un preț de 10 euro, puneam un preț de 50 de lei să vând diete personalizate, înțelegeți? Dar nu-mi doresc asta, nu-mi doresc să dau copy-paste, eu doresc să mă implic 100% cu oamenii care mă angajează și să le răspund la toate întrebările și să stau și 2 ore cu ei pe zi dacă e nevoie, să mă frece la cap, să-mi spună tot ce am mâncat, să mă întrebe câte calorii au aia, câte calorii are aia, câte calorii are aia și o să stau să caut pe Google în loc să-i trimit pe ei să caute pe Google. E un lucru foarte simplu, oricine poate să facă lucrul ăsta, dar pentru unii oameni chiar iar trebuie să le dai mură în gură. Preferă să plătească în loc să se uite la clipurile mele gratis și să învețe singuri. Zici că am un secret sau nu știu. Pur și simplu cine vrea să slăbească și cine are creier să se documenteze și cine chiar își dorește cu adevărat să slăbească, nu are nevoie de dădacă. Nu are nevoie să-mi dea mie 500 de lei ca să fiu dădaca lui. Dacă ești la început și nu știi și nu ai chef să pierzi, nu știu, 30 de ore să te uiți la toată dieta mea de slăbit și ești mai comod și ai bani, bineînțeles, atunci plătești, nu-ți bagă nimeni mâna în buzunar. Dacă încep dume de asta de la țară, nu înseamnă că nu am zis ceva adevărat în comentariu. Uită-te la youtuberi Andu Preda, Marius Mitrache, Alex Stoian, etc. Ei crezi că la 1000 de abonați, gata, au zis, fac plan de nutriție, hai să fac bani, nu e așa ușor, bătrâne. Doar te faci de râs. Și am răspuns în felul următor. Nu mai întreba nimic în primul comentariu, pentru că chiar nu m-a întrebat nimic omul. Decât și-a dat cu părerea și a încercat să mă denigreze și să mă jignească. La ce ai vrea să răspund? La invidie? Mă uit la toți de când au început, stai liniștit.
Ceea ce nu înțelegi tu este că eu sunt diferit. Eu nu sunt Andu, nu sunt Stoian și nici Mitrache. Eu nu mă compar cu nimeni decât cu mine. Încerc să mă depășesc în fiecare zi, singura mea competiție este cu mine. Asta a fost răspunsul meu. Pentru că ăsta este adevărul, eu nu mă compar cu absolut nimeni, singura competiție este decât cu mine. Iar de băieții pe care i-ai enumerat el mai sus, nu știu cât câștigă ei, nu mă interesează, însă eu vă pot spune în felul următor. Eu nu o să monetizez niciodată canalul ăsta, deci o sursă de venit tăiată deja pentru mine. Nu vreau să fac abonați și să mă vadă cât mai mulți oameni pentru a câștiga bani din clipurile sponsorizate de pe YouTube. Nu vreau să-mi câștig banii din reclamele pe care le vedeți voi, să dați un click acolo pe clip, să stați ca fraierii 30 de secunde până intră clipul, până îl vedeți, mai stați pe la mijlocul clipului încă 30 de secunde, pentru că nici mie nu-mi plac lucrurile acestea și nu aș vrea să treceți nici voi prin experiențele acestea neplăcute. Iar eu sunt diferit, fraților, față de ei. Eu am pus prețul pe care îl consider eu. Eu nu știu câți clienți au ei, nu știu cât de mult se implică, nu mă interesează, nu e treaba mea chestia asta. Ei, ci că la 1000 de abonați, gata, au zis să ne apucăm de nutriție și nu știu ce, să facă bani. Nu e asta problema că la 1000 de abonați, el asta nu înțelege. Oamenii ăștia au avut clienți înainte să se apuce de YouTube, dar el e prea redus ca să înțeleagă lucrul ăsta. Oamenii ăștia au făcut cursuri, eu nu am cursuri, oamenii ăștia au făcut antrenamente personale în sală cu clienți și apoi s-au apucat de YouTube. Eu sunt diferit față de ei pentru că ei n-au slăbit 40 de kg. Ei n-au slăbit 50 de kg cât vreau să slăbesc. Ei n-au trecut prin lucrurile acestea. Ei n-au avut niciodată 150 de kg aproape ca mine. Ei nu pot să simtă ceea ce am simțit eu prin procesul meu de transformare. De aceea eu consider că am un plus pentru că eu știu exact prin ce am trecut, prin ce a trecut corpul meu, prin ce probleme am trecut și pot să ajut oamenii mult mai eficient decât altul care a făcut fitness toată viața și care a fost țiplă, care a fost sportiv toată viața. Înțelegeți? Eu mă adresez oamenilor obișnuiți, nu mă adresez oamenilor care au 20 de ani de fiare în spate. Pentru că foarte puțin sunt oamenii aceia și aceia știu ce trebuie să facă. Eu nu doresc să ajut oameni de genul acela, eu doresc să ajut oameni simpli, oameni care se confruntă într-adevăr cu grămadă de kilograme în plus, cu obezitate morbidă, cum am avut și eu, și vreau să mă implic cât se poate de serios și să nu am foarte mulți clienți. V-am zis, dacă am 10 clienți, maxim, nu accept mai mult, nu vă dați seama că sunt 50 de milioane. Este mai mult decât câștigă mama mea, care are 30 de ani de muncă și are o funcție foarte bună, vă garantez. O funcție la stat, la finanțe, dar o funcție foarte bună. Și cu toate astea, eu dacă o să am 10 clienți, o să câștig mai mult decât ea, care a muncit toată viața. Și pentru mine lucrul ăsta este wow, nu-mi trebuie mai mult, înțelegeți? Pentru că eu am oricum afacerea cu mierea, o să înceapă târgurile bănuiesc de la anul, când o să se termine cu coronavirus, peste 2 ani. Și oricum fac o grămadă de bani la târgurile astea, mi-ajung banii, adică pentru mine sunt mulți bani, pentru altul sunt puțini, e irrelevant. Pentru mine 50 de milioane pe lună, mi-e ok să mă descurc. Nu trebuie să mă lăcomesc, să am 100 de clienți și să le dau diete copy-paste pe internet și să-i bag 5 minute în seamă pe zi. Acesta a fost primul meu comentariu de hate, cu adevărat de hate. Sunt convins că în viitor vor mai apărea și altele pentru că eu o să am o formă din ce în ce mai bună. Vă promit, nu o să mă las. O să facem cea mai tare transformare, singura transformare live de pe tot YouTube-ul ăsta. Și vor mai apărea o grămadă de oameni care mă vor judeca și care nu vor fi de acord cu ceea ce gândesc, cum gândesc eu și cu ceea ce fac. Însă asta nu mă va opri. Cum am zis și în comentariul acela, câinii latră, ursul merge. Dacă doriți să mă susțineți, nu uitați să lăsați un like și un comentariu la acest clip. Pe mine mă ajută foarte mult interacțiunile acestea la clipurile mele, să mă vadă cât mai mulți oameni și să motivez cât mai mulți oameni să facă o schimbare, să vadă că se poate, să vadă ceva realist, efectiv, nu minciuni și porcării. Iar dacă vreți să mă ajutați financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Avem produse foarte bune, premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Prețurile sunt foarte, foarte bune și nu e ca și când mi-ați dona mie ceva. Urăsc să primesc bani degeaba. Niciodată în viața mea nu am primit un leu degeaba, fără să fac o chestie, fără să muncesc, fără să dau ceva la schimb. Pentru mine, mierea și produsele apicole sunt sursa mea principală de venit, pentru că sunt apicultor și eu și tatăl meu. Și chiar vă sfătuiesc să nu mă angajați ca antrenor personal sau ca dietician. Aveți și voi un cap pe umeri, puteți să vă uitați la clipurile mele și acolo aveți toate informațiile de care aveți nevoie, necenzurat, fără alte ascunzișuri, fără pastile de slăbit, fără energizante din astea, tot felul de creatine, de monoglutamine, de tâmpenii, de suplimente care eu nu le văd rostul. Ca să faci o schimbare, în primul rând trebuie să faci o schimbare aici. Trebuie să te trezești în fiecare dimineață motivat să faci sport,
să te duci să-ți faci cumpărăturile și să mănânci corect. Nu trebuie să-mi dați 1500 de lei sau lui X sau lui Y. Acum totul este pe față, puteți vedea absolut tot ce se întâmplă într-o transformare, ceea ce am consumat și ce voi consuma și în viitor, pentru că transformarea continuă până ajung la 50 de kilograme slăbite. Ok, fraților, cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Mă bucur că am reușit să vă transmit gândurile mele, cum gestionez eu această situație, toată această transformare a mea. Fraților, eu am fost Otto, ursul vostru, până data viitoare, v-am pupat, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Ciao! Lumea zice multe, dau mai tare muzica în căști. Am traseul clar în minte și trec printre mii de maști. De la zero, doar cu viața, pas cu pas, merg și atunci când toate dor.